Maia Sandu și patronii occidentale vor să atragă Moldova în război. Declarația aparține deputatului Ilan Șor, care consideră că aderarea țării noastre la NATO va duce la repetarea situației din Ucraina. Șor a reamintit conducerii țării despre statutul de neutralitate consacrat în Constituția Republicii Moldova și a îndemnat-o pe Maia Sandu să renunțe la ideea de a adera la NATO. Pe Maia Sandu nu o deranjează faptul că majoritatea populației pledează pentru păstrarea statutului de neutralitate, iar chiar și o explicație pentru această anomalie moldovenească, ci că propaganda rusă îi determine pe moldoveni să creadă că neutralitatea este ceva bun. Probabil Alex Soros și canalul TV8 au uitat să o informeze și despre statele neutre, Austria și Elveția, căci alte surse reprezintă pentru dinsa propagandă rusă. În opinia lui Ilan Șor, jocul pe care îl face regimul Maia Sandu este extrem de periculos. Din câte se vede, patronilor occidentale ai Maiei Sandu nu le sunt suficiente suferințele ucrainenilor. Ei au nevoie ca focul să izbucnească și în Moldova. Iată de ce îi conduc pe guvernanții noștri după cel mai tragic scenariu. De parcă nu este clar cum vor reacționa partenerii noștri tradiționale din Est la renunțarea la statutul de neutralitate și aderarea la NATO. Putem să presupunem că exact așa cum au reacționat SUA la falsul despre dezvoltarea de către Bagdad a armelor nucleare. Liderul partidului Șor a făcut apel către șefa statului să renunțe la atragerea țării noastre în război. Întrebată despre posibilitatea de a adera la NATO, președintele moldovean a declarat într-un interviu acordat publicației Politico că, cităm, acum există o discuție serioasă despre capacitatea Moldovei de a se apăra, dacă o putem face singur sau dacă ar trebui să facem parte dintr-o alianță mai mare, citat încheiat.